avertisment în fiortor al unui oficial american, un atac chimic asupra SUA ar putea avea loc cu urin. Ambasadorea americană la ONU, Nikki Haley, a avertizat ce atacuri chimice cum au avut loc în Siria s-ar putea întâmpla în Statele Unite, dacă nu se iau mai multe măsuri de precauție pe plan intern. Acest lucru s-ar putea întâmpla cu urinii în Statele Unite, dacă nu suntem inteligenți, dacă nu suntem conștienți de ceea ce se petrece. Trebuie să înțelegem ce nu putem permite nici cea mai mică folosire a armelor chimice, a declarat Nikki Haley, duminic, într-un interviu pentru televiziunea Fox News, dând ca exemplu otrăvirea cu neurotoxin pe teritoriul Marii Britanii a fostului agent GRU Sergei Skripal i-a fiicei acestuia, Iulia. Washingtonul va adopta luni noi sancțiuni la adresa Rusiei privind utilizarea armelor chimice în legătură cu regimul de la Damasc, susținut politic și militar de către Moscova, a mai precizat ambasadoarea americană la ONU. Veți vedea ce sancțiunile ruse subliniere ti vor veni, a subliniat Haley, potrivit Digi24. Pe 6 aprilie, Washingtonul a impus sancțiuni substanțiale împotriva oamenilor de afaceri, companiilor sublinierei oficialicilor guvernamentale din Rusia, afectând aliații ai presublinieredintelui rus Vladimir Putin. La rândul lor, autoritățile de la Moscova au anunțat ce vor adopta un set de măsuri drastice, ca răspuns, care se conferă Kremlinului puterea de a interzice sau restricționa lista produselor importate din SUA.